Dacă azi s-ar rescrie geneza pentru umanitatea anului 4500, aceasta ar suna cam așa. La început, omul trăia fericit în lumea lui, trăia liber ca într-o grădină cu mulți copaci și animale, că de aia se spune, mare este grădina Domnului. Ca să-i trezească conștiința omului, Dumnezeu l-a avertizat cu privire la un vrăjmaș care intenționa să se furișeze în grădină și să-i strice fericirea aruncându-și propria sămânță în grădină. Și cum va face acest lucru, Doamne? Întrebă omul. Vrăjmașul este foarte șiret și poate apela la orice fel de șiretlic, dar voi trebuie să vegheați. Odată ce el va avea acces la esența voastră, vă va modifica ADN-ul și veți muri. Și cum ne putem proteja? Păi, ca să-i puteți face față, trebuie să stați împreună, să nu vă depărtați unul de celălalt. Astfel, oamenii se îmbrățișau, se iubeau, stăteau împreună și socializau față în față. Până într-o zi, când o voce a răsunat în grădină, anunțând o moarte violentă pentru cei care se iubeau și se îmbrățișau. Vocea apărută ca de nicăieri a anunțat o molimă globală și a forțat guvernele lumii să ia măsuri și să izoleze oamenii unii de ceilalți, să-i introducă într-o realitate virtuală și să-i închidă în case. Unii auzeau vocea Domnului care îi avertizeau cu privire la ce se întâmplă, alții erau speriați și ascultau orbește de vocea misterioasă. În mijlocul grădinii se afla un copac imens, cu rădăcini înfipte în toate structurile de conducere. Ramurile lui se întindeau deasupra lumii, înconjurând-o cu sateliți de comunicare și control, făcând lumea să privească uimită la ecrane și să se minuneze de lucrările fără logică săvârșite prin acest copac. Pe ramurile acestui copac se ascundea șarpele. Fiind o organizație deosebit de șireată, prin a cărui industrie a stăpânit marea parte a guvernelor și a medicilor și numele sănătății și a vieții terestre, săvârșea acte de cruzime și genocid. Astfel dar, într-o zi, șarpele a anunțat o pandemie la nivel mondial și pentru că oamenii să guste din vaccinul pregătit pentru ei, a luat și a gustat și el. Vedeți? Nu există nicio reacție adversă. Vaccinul este foarte sigur și vă va păzi de boală. În același timp, erau voci care spuneau: vrei să ne omori? Vaccinul aduce suferință, control și robie. Vrem să murim liberi. Șarpele a spus: negreșit, nu veți muri. Iată, eu m-am vaccinat și nu am murit. Ba din contră, sunt mai în putere, mi-am întărit imunitatea și sunt mai sănătos ca înainte. Omul a fost încântat de realizarea șarpelui și s-a vaccinat. Însă imediat a simțit o slăbiciune a voinței, legătura cu vocea divină a început să se stingă și să acționeze tot mai mult în virtutea controlului dictat de șarpe. S-a privit pe sine și a văzut că este gol. Nu mai are genă umană, nu mai are voință, nu mai are gândire proprie. A rămas fără creativitate, fără bucurie de socializare, fără contact fizic, fără empatie, fără discernământ, ajungând ca un robot, înfăptuind cu exactitate ordinele șarpelui. În acel moment, în grădină a venit creatorul și a strigat: omule, unde ești? Și după un panou plin de monitoare, plin de computere, ca după un tufiș virtual, apare sfios omul. Ți-am dat share location. Trebuia să vezi pe unde sunt. Am pus în tine gena mea, spune creatorul. Te-am făcut asemeni mie, cu putere creatoare și cale libere pentru a obține un liber arbitru. Ți-am oferit o genă specială și capabilă să creeze viața, să o susțină și să o păzească. Te-am pus stăpân peste orice făptură din grădină. Știi, șarpele pe care le-ai lăsat să stăpânească pământul, el mi-a făcut asta.
Caragiale nu a fost singurul dramaturg care a constatat că istoria se repetă. Mulți vizionari au prezis evenimente din viitor pe baza studierii unor segmente din istorie care s-au repetat la interval regulat și pe baza lor au emis propriile viziuni ajustate la cunoștințele și tehnologia vremii în care ei au trăit. În ceea ce urmează, voi prezenta o viziune asupra pandemiei globale de coronavirus din perspectiva segmentului repetitiv al prezicilor de demult ale vizionarilor. Și vom începe cu un exemplu istorico-escatologic cu care marea majoritate suntem familiarizați. Pe baza acestui exemplu vom pătrunde în esența virusologică a posedanților, unde vom observa combinarea conceptuală a contactării unui virus sau a unui spirit posesiv și de ce este nevoie de un corp pentru ca un spirit să se poată manifesta. Care este diferența între un virus natural și un virus fabricat sau un virus ca armă biologică și ce legături sunt între posesiunile demonice de acum 2000 de ani și bolile asemănătoare cunoscute astăzi ca și boli psihice. Ca în final, să vă prezint o criptogramă pe care o vedem pictată aproape peste tot în jurul nostru, o pictogramă veche de mai bine de 500 de ani cu o însemnătate zdrobitoare pentru vremurile noastre în care trăim, dar ignorată cu totul din cauza zgomotului prea mare din jurul nostru, în așa fel încât nu mai putem să auzim acel susur blând și subțire care ne vorbește. Rămâi cu mine până la final pentru a dezlega mesajul eliberării rostit în văzul lumii de mii de ani. Dar avem nevoie de ochi care să vadă și urechi care să audă. Astăzi trăim evenimente de mult prezise, dar înțelese diferit și interpretate conform bagajului de cunoștințe aferent ale timpului respectiv. Un exemplu în acest sens stă relatările evangheliștilor cu privire la Mesia. Un salvator așteptat de iudei într-o formă în care ei o plăsmuiseră într-un fel, după mintea lor, un eliberator, un salvator, pentru că ei se aflau într-o situație delicată în acea vreme, era o colonie aflată sub imperiul, conducerea Imperiului Roman, însă această imagine pe care ei și-o plăsmuiseră în minte nu avea nimic a face cu imaginea pe care un rabin cu priza la popor și-o afișase prin călărirea unui măgăruș. Astfel, profețiile care promiteau un salvator pentru națiunea evreilor erau interpretate în funcție de conjunctura politică a vremii și s-a nimerit ca în vremea romanilor să apară acest Mesia profețit și propovăduit. Însă chiar cei care îl propovăduiau nu l-au recunoscut pentru că nu se potrivea așteptărilor lor. Ulterior, în vederea împlinirii profeției "Mă voi întoarce", așteptătorii rămași cu privirile pironite spre cer au pierdut din vedere revenirea în altă formă, deși pe aceeași cale. Asta pentru că textul raportat de evangheliști sună cam așa. Acest Iisus care s-a înălțat la cer din mijlocul vostru va veni în același fel cum l-ați văzut mergând la cer. Termenul cheie în același fel
A fost interpretat în multe feluri, paradoxal, în multe feluri, dar dând felurite semnificații revenirii lui. La fel, posesiunile demonice au fost analizate și catalogate mai târziu prin etichetarea unor boli ca epilepsie, streche, psihoză și hai să vedem cum descriu Evangheliile modul în care o ființă demonică preia un corp servindu-i drept vehicul de manifestare, intrând în corpul acestuia și preluând controlul. Hai să vedem. Există un text în Ioan 13 care zugrăvește imaginea în care Iisus se afla la o masă, cina, cea de taină, cu cei 12 ucenici și în discuția lor maestrul face o dezvăluire. Cineva dintre voi mă va vinde. Wow, încep să întrebe ucenicii între ei, oare sunt eu? Oare sunt eu? Și vine Iisus și dă următorul indiciu. Vreau să fiți atenți la acest indiciu. Acela căruia îi voi întinde bucățica și eu voi da. Și acum se oprește textul și spune și a dat o bucățică, a întins o bucățică și a dat-o lui Iuda, fiul lui Simon Iscarioteanul. Textul continuă foarte interesant. Cum a fost dată bucățica, a intrat Satana în Iuda. Și atunci Iisus i-a zis, ce ai să faci, fă repede. Practic. Ucenicii au văzut o conversație între Iisus și Iuda. Ce ai venit să faci, fă repede. Însă, observați modul în care este poziționată această conversație. Cum a fost dată bucățică? A intrat Satana în Iuda. Iar acum Iisus vorbea cu cel intrat. Ce ai să faci? Fă repede. Lucrul acesta pe care l-am explicat acum este clarificat tocmai de următorul text, mai jos. Dar nimeni din cei ce ședeau la masă n-a înțeles aceste vorbe. Pentru că nu aveau o logică, o structură legată între în cultura lor, în conversația lor, în modul în care ei se raportau. Era ceva rupt de modul în care maestrul lor se raporta la ei. Astfel, dar, un spirit nu se manifestă fizic decât prin intermediul unui corp. Să ne imaginăm relația dintre un om și o mașină pe care o conduce. Dacă privind de la balcon, ne uităm și vedem un bulevard plin cu mașini, am putea spune, iată o mașină roșie care face la dreapta sau mașină se oprește sau este o aglomerație de mașini. Sau putem să spunem, două mașini au făcut accident. Păi, nu mașinile au făcut accident. Exprimarea este populară, dar se referă la carcase, la corpuri, nu la esențe. Știm cu toții că fiecare mașină execută mișcările conform comenzilor pe care le primește de la șofer, de la conducător. La butoanele unui tank se află un om cu puteri aproximativ egale cu cel care conduce un autoturism. Dacă cei doi oameni s-ar afla față în față, puterile lor sunt oarecum egale. Însă, intrați în corpuri diferite, puterea lor diferă. Una este puterea unui tank sau unui buldozer și alta unui autoturism sau
Trabant. În același fel, exprimarea fizică a unui spirit se face prin intermediul unui corp. Un alt exemplu. Într-o ocazie, când mai multe spirite au ocupat un corp, acestea au fost obligate, au fost somate să iasă din acel corp. Hai să vedem relatarea. Când a ajuns Iisus pe partea cealaltă în ținutul gadarenilor, l-au întâmpinat doi îndrăciți care ieșeau din morminte. Erau așa de cumpliți că nimeni nu putea trece pe drumul acela. Și iată că au început să strige. Ce legătură este între noi cu tine, Iisuse, Fiul lui Dumnezeu? Ai venit aici ca să ne chinuiești înainte de vreme? Departe de ei, era o turmă mare de porci care pășteau. Dracii rugau pe Iisus și ziceau, dacă ne scoți afară din ei, dă nevoie să ne ducem în turma aceea de porci. Duceți-vă, le-a zis el. Ei au ieșit și au intrat în porci și deodată toată turma s-a repezit de pe râpă în mare și au pierit în ape. Ce face un spirit când intră în corp? Preia comenzile acelui corp. Manifestarea unui spirit malefic sau benefic poate duce la moartea corpului pe care îl posedă sau îl poate salva de multe nenorociri. Acum, dacă privim din perspectivă umană, o perspectivă limitată, cunoașterea noastră la nivel cosmic este oarecum redusă, limitată și judecăm corpurile după aparență. Dacă privim din perspectivă macro, ceea ce poate că unora le este imposibil sau nimeni nu poate privi, dar își poate imagina, dacă privim din perspectivă cosmică, intergalactică, o acțiune ce nouă ni se pare greșită, ea poate să fie în beneficiul umanității. Și invers, ceea ce la nivel limitat, uman, ni se pare a fi o acțiune bună, ea poate avea consecințe grave la nivel macrocosmic. Acest lucru îl descrie Pavel cam așa. Hai să vedem în Romani 8:10. Și dacă Hristos este în voi, trupul vostru, da, este supus morții din pricina păcatului, dar Duhul vostru este viu din pricina neprihănirii. Asistăm astăzi la o isterie mondială privind un virus. O nenorocire care a împărțit lumea în două. Cei care atribuie credit unei gândiri logice și cei care atribuie credit măsurilor de carantinare. Știrile ce apar în fiecare zi la ora 13 sună cam așa. Astăzi avem un număr de 7500 infectați, 1000 în stare gravă la ATI și 3400 declarați vindecați. Știrile corecte ar trebui să sune cam așa. Astăzi avem un număr de 7500 posedați, 1000 în stare gravă și 3400 vindecați. Sună sinistru, nu? Bâlbâielile privind gestionarea pandemiei nu a fost din cauza unui virus. De ce? Pentru că acest virus nu este virus. Știința medicală poate gestiona un virus bacteriologic de oricare natură ar fi el, dar nu poate gestiona un spirit.
Am făcut aici un tabelou, câteva elemente, în care am făcut analiza între un virus natural sau creat și un spirit. De exemplu, un virus natural sau creat nu poate lovi toate țările deodată, indiferent de climă sau sezon. Nu. Nu, un virus nu poate să stea decât în mediul în care a fost, este proprice. Zonă umedă și caldă, caldă și uscată, rece și caldă, rece și uscată, rece și umedă. Deci, un virus chiar și creat nu poate lovi toate regiunile dintr-o dată. Un spirit însă nu ține cont de zona geografică, climă sau rasă. Un virus natural nu poate fi tolerat de corp fără ca pacientul să aibă simptome. Păi n-ai cum, corpul îl simte. Un virus însă nu provoacă simptome majore la nivel fizic. Un virus natural slăbește organismul pe care îl infectează. Un spirit sporește puterea organismului peste media normală. De ce la începutul pandemiei pacienții care erau internați erau legați de mâini și de picioare de paturi? De ce? Nu pentru că lipsa de cunoștințe în ce privește gestionarea acestei situații a dus cumva la o lipsă de cunoștințe. Nu știm cum se va comporta. Și atunci legăm că dacă nu putem să-l controlăm. Un virus natural impune măsuri de carantinare. Evident, aici avem o potrivire și un spirit impune măsuri de carantinare. Un virus natural infectează indiferent de timp sau fus orar. Pentru ce trebuiau restricții pe timp de noapte? Însă un spirit poate deveni inactiv la razele soarelui și se activează noaptea. Sau invers, depinde de natura spiritului. Noaptea este inactiv și ziua activează. Un virus natural nu are nevoie să fie testat ca să depistezi prezența, să-i depistezi prezența. Îl simți. În schimb, un spirit se poate ascunde chiar și celui mai sensibil test. Într-un corp mort, un virus devine inactiv. Un spirit poate părăsi un corp mort și trece într-unul viu. De aceea, pentru o vreme ca această revelație dată lui Ioan acum circa 2000 de ani, spune cam așa. Nu te teme nici de cum de ce ai să suferi. Iată că diavolul are să arunce în temniță pe unii din voi ca să vă încerce. Și veți avea un necaz de 10 zile. Fii credincios până la moarte și îți voi da coroana vieții. Ce coincidență! Ce înseamnă aceasta? Am început această prezentare prin exemplificarea condițiilor de interpretare a unui mesaj în funcție de condiția senzitivă a interpretului, cât și a vremii în care el se raportează. Așa au înțeles oamenii vremii cum va trebui să vină Mesia. A venit, n-a venit, unii spun că au venit, alții spun că nu a venit. Totuși, un text poate fi înțeles într-un fel azi, într-un alt fel mâine. Într-un fel acum și în alt fel peste 200 sau 300 de ani. Textul însă rămâne același. Ceea ce se schimbă este perspectiva din care privim acel text. În perioada 97-2007,
A rulat pe micile ecrane un film, un film serial numit Stargate SG-1. Apoi seria a fost urmată de Stargate Atlantis, ca în final în 2018 să ruleze seria Stargate Origin. Filmul poate fi găsit pe internet, găzduit pe diferite servere care oferă filme online, iar mesajul central al acestui film este că este prezentarea faptului că Pământul este vizitat de către ființe din alte lumi, cât și vizita pământenilor pe alte planete. Iar un alt punct care este prezentat în acest serial stabilește schimbul de tehnologie și resurse, cât și lupta așa zișilor zei pentru supremație. Ei, filmul poate rămânea la o secvență SF dacă ne raportăm la acea vreme. Însă, dacă îl vedem azi, perspectiva se schimbă pentru că multe evenimente prezentate în film deja s-au întâmplat sau se întâmplă chiar în fața ochilor noștri. Pandemia, virusul, carantinarea orașelor, închiderea granițelor este prezentată într-un episod acum 15 ani și trăit azi pe viu de fiecare locuitor al planetei. În alt episod, este prezentată o luptă pe orbita Pământului în care o navă extraterestră este doborâtă de echipa SG-1. În film se arată că toată lumea de pe Pământ ar fi văzut acea explozie în aer, însă autoritățile au pus evenimentul pe seama unui meteorit. Bun. Îi film, zice. Totuși, într-o vineri, pe 15 februarie 2013, la Chelyabinsk, a avut loc o explozie care a produs pagube pe raza a 3.000 de metri pătrați. Direcția de presă a Direcției de Sănătate de la acea vreme a administrației regionale a anunțat că cel puțin 950 de persoane, dintre care 80 de copii, au fost rănite. Rănite de cioburile care au zburat, cioburile geamurilor sparte, cu ocazia acelei unde de șoc care a lovit orașul. Inițial, nimeni nu a putut da o explicație a ceea ce s-a întâmplat. Ca ulterior, oficialitățile să anunțe explozia unui meteorit în atmosfera Pământului. De ce spun toate acestea? Pentru că istoria se repetă. Pentru că tehnologia de azi o vedem desenată și sculptată în vechile temple egiptene. Vedem imagini a ceea ce seamănă cu un laptop. La acea vreme a trecut cuiva prin cap să prezinte o asemenea imagine. Sau filamentul unui bec. Electricitatea. Sau vedem obiecte ce seamănă cu avioane, cu elicoptere, cu aeronave. La acea vreme, noi spunem că erau oameni primitivi și totuși aveau cunoștință de aceste elemente. Asta ne arată că istoria se repetă. Ce a fost, va mai fi. Astfel, dar, am ajuns la o criptogramă, criptogramă de care am amintit anterior, la început. Dacă mergem să vedem această criptogramă, o reprezentare grafică a întoarcerii Mesia în același fel în care a plecat, o vedem pictată în diferite biserici și mănăstiri, cu mai bine de 500 de ani în urmă, este de o asemănare izbitoare cu reprezentarea porții stelare pe care o prezintă Christopher Jude în serialul Stargate pe care l-am amintit. Cei care nu știți de acest serial, îl puteți căuta pe internet,
îl puteți și vedea, ca să vedeți apoi legătura izbitoare între reprezentarea acelui serial și criptograma prezentată în biserici. Aproape majoritatea acestor criptograme îl prezintă pe Mesia, pe Iisus, care se întoarce, uitați-l, înconjurat de un cerc albastru, cam așa arăta și poarta stelară. Uitați, aici chiar se vede pe marginea porții niște, pe marginea acestui cerc reprezentat, niște semne. Și poarta stelară avea niște semne. Deși sunt picturi din locații diferite și reprezentate diferit, ideea rămâne aproximativ aceeași. Astăzi trăim niște evenimente greu de înțeles de către public, însă grăite printre rânduri de guvernanții noștri. Iată câteva din spusele guvernanților la început de pandemie. Iohannis spunea: suntem într-un război cu un inamic nevăzut. Urmează o resetare financiară globală. Gabriel Oprea spunea: suntem într-un război atipic. Orban, prim-ministrul acelei din acea vreme: munca noastră de dimineață până seara este de a găsi ce să spunem și cum să spunem. Deci nu era combaterea pandemiei, ci cum să spui și ce să spui. În așa fel încât lucrurile se poată avea totuși o orientare logică. Traian Băsescu spune: populația nu trebuie să știe ce știe un guvernant. Totuși, vestea bună este că zorii unei iere luminoase este pe cale să înceapă. Chiar dacă mulți dintre voi vedeți negură, simțiți sufocare, priviți cu groază la veștile rele și anticipați o criză de proporții, aceasta se întâmplă pentru că ultima fărâmă din vechea paradigmă nu vrea să plece fără a elibera ultima otravă. De aceea, textul vizionarului Ioan exprimă în cuvinte următoarele: nu te teme nici de cum de ce ai să suferi, pentru că diavolul are să arunce în temniță pe unii din voi ca să vă încerce și veți avea un necaz de 10 zile. Fii credincios până la moarte și îți voi da coroana vieții. Ce coincidență! În unele țări, perioada de carantinare era de 10 zile. În România s-a mers pe 14 zile. Plus 7. Câtă sincronizare poate ca să producă, să se producă la pură întâmplare? Nu ți se pare interesant? Dacă simți că merită, dă un like acestui material, dă și o distribuire acestui material și nu uita să te abonezi la canal pentru a fi la curent cu apariții viitoare. Sunt Eusebiu Voinea, lector cărul tău eliberat, și îți doresc lumină necesară pentru înțelegerea întregului adevăr conceptual. Îți doresc pace interioară și liniște. Ține-mi!